Rădăcină. Aolo. Marov. Mi-ai venit? Marov, nu știu ce dracu am mâncat ăsta toată viața. E plumb, nu știu, bă, că e greu. Are peste 80 de kilograme. Te plângi, mă, te plângi. A, ce greu e. Pune-mă mâna și ridică. O să vezi că îl ridici ca să țină de pământ. Atât de greu e, că Marov. Bă, ia stai, maș. Adică mie nu prea îmi convine, mă, cum am împărțit noi toată treaba asta, mă. Ce, mă? Adică rolurile astea care ni le-am dat noi unul la altul. Ce rolul, mă, te-a bătut soarele în cap, ți-a fie creierul, ce suntem în filme, ce rol, mă? Astea, mă, că adică că eu sap și tu te duci și adun clienți, mă, că eu mi-aduc aminte că n-am, eu poate nu vreau să sap, mă, dar bă, deci mie nu-mi convine, mă. De ce, mă? Păi de ce, mă, e de, mă, că-i prind rătăcine aici și zici că sap în ciment, mă, așa tare-i pământul, mă. Și tu mergi frumos pânsat, ia, așa, pe la umbră, ia zi să mor tu, când ai fost la Canciu, nu ți-a dat el o limonadă, ceva de băut cât ai stat la el? Cine, mă, sărăcie pe ăla vrea să-mi dea 4 pe 2 așa direct în brațe? Noroc că i-am zis eu, brei, șerifule, pune ceva pe el, că nu-l iau așa. Trage-l într-o țiplă, da! Să mor tu! Da, să mor eu! Nu ți-a dat nimic! Nu mi-aduc aminte! Ia că mă duc eu acum la Canciu, fii atent și dacă e altfel, rup cazmaua asta! Stai, mă, că mi-a, stai, mă, nebună, că mi-a venit amintirea cum ar veni. Așa, mi-a dat o limonadă, așa, mi-a dat o limonadă. Dar mai bine nu mi-o dădea, bă, că era dulce, rău de tot, a scăpat zahărunia, deci pe ce îi fac din ăla de la cât de dulce era, da? Ce? Ai băut-o, nu? Băut, normal. Ia uite-mă, normal că am băut-o, ești nebun la cap, te-ai pus pe mine acum. Nu știi cum e datinea tradițională la noi, te servești omul cu ceva, bei, că asta e treaba. Dar tu lasă asta, zi, adâncă groapa în cap ăsta, înăuntru, acolo. Mă, în cape, dacă nu în cape, mai săbnițel și ai, hai că o fac. Bun, așa. Bun, ia fi atent, Dorelei, ia uite-i. A venit banii. A venit bani pe afacerea noastră. Primii bani, băi, de mâna cap. Du-te repede și schimb, băi, facem jumate-jumate. Nu să mă duc să-i schimb, mă. Stai, mă, să strângă grosul ca lumea și după aia facem un părțeală. Da, mi-i schimb acum. Păi da, mă, ca să nu da, mă uit. Da, lasă-i, mă, nu, ia uite-l, mă. Strânge ca lumea și după aia facem muntele de bani și după aia. Hai de capul. Bă, băieți, deci... A? Ce? Am o mare dilemă, adică sunt așa și vreau și nu vreau. Mă lupt cu două sentimente care se bate cap în cap așa. Cum adică? Adică, pe de o parte, cum ar veni, aș vrea să știu de ce să pas voi groapa asta aici, în față la mine, la cârciumă. Uh-huh. Și în același timp, nici nu vreau să știu ce e în săculețul ăla de iese blănița aia de acolo. Nu ți-am zis, mă? Mm-mm. Nu ți-am zis? Nu mi-ai zis, mă, nebună. Ține-te bine, fraier. Mă țin. Ține-te bine, ia, ține-te bine asta. Iată, ce facem noi aici, a? Este tot? Este? A. Cimitir de animale! Patimesc de tot, numai vorbim de... Aplauze! A? Direct! Bombă! Bă, când eu zic că pe voi trebuie să vă studieze specialiștii de la București, voi ce că nu duceți-vă, bă, la București acolo, bă. Cine, mă? Cine, mă? Specialiștii aia care se ocupă cu studiul la prostie. Ăia să vă studieze că voi sunteți cum ar veni un izvor nesecat de prostie. Nu că izvor nesecat, bă, când ai impresia că mai ai o picătură de prostie, fix în momentul ăla se revarsă încă 10 metri de cub de prostie de se face la loc. Bă, ar trebui să vă ia prostia din cap și să facă cum ar veni un concentrat, adică un fel de cristale așa, care să iei un cubuleț de la și când pui în apă, să se dizolve și să facă la loc prostie cât era până atunci. Bă, dar tu altă treabă n-aveai, bă, decât să vii să stai pe capul nostru aceea? Eu am venit pe capul vostru. Cine dracu a venit pe capul meu aici și face groapa în fața cârciumii, mă? Bine, stai, mă, bă, bă, m-ai luat așa cu cristalul, cu alea, nu înțeleg nimic. De mie să zici exact ce te deranjează, mă, că nu te-am pus în temă cu ideea de afaceri? E? Sau că facem noi cimituri de animale aici? Afaceri, ai zis? Bă, terminați, bă, tâmpiților, nu mai ziceți la orice lucru afacere, că n-aveți nicio afacere. Ce vorbești, mă, dar asta ce e, mă, nu-i afacere? Ce dracu să fie bălările din capul vostru și scaieții și cioatele? Aveți afacere și în sacul ăla ce e? Acțiuni, ce dracu e acolo? Ce acțiuni, mă, e? Acțiunile alea de la Hidroelectrica sau la ce a fost de s-a bătut ăștia să liciteze pe ele. Aia aveți în sac acțiuni? Ce hai, mă, bă, în sac, ca dacă vrei să știi și tu, e băiatul alu Canciu. Înțelegi? Și noi aceea l-am adus să-i facem loc de fece aceea. Băiatul alu Canciu, bă, tu n-auzi, mă, ce scos pe gura aia, nu te râcăiești pe tine pe timpane, mă? Ce are, mă, panarea, mă, dacă așa-l chema pe câinile la om, ce vrei, mă, să-l botez eu acum încă o dată după ce a murit, mă? Vrei să-i zic, ia, l-ați văzut cumva pe zdreanță cel cu ochii de faianță? Da, ia, ția, să odihnește locul de veci. Gata, mă, fii atent, că acum băiatul alu Canciu e zdreanță, mă. Na. Bă, a? Bă, aici nu se face niciun cimitir de animale, m-ați înțeles? Puneți mâna și astupați groapa asta și tu ieșiți acolo de unde l-ați luat, că vine de la căldură acum și începe să pută numai aia panseluțe și afrezii pe aceea. Să facă, mă, nebunule, că are deja nume, ești nebun la cap. I-am dat și nume, mă? I-am dat, m-am gândit eu pe drum și am trei variante. Tu alegi pe aia care îți place cel mai mult. Fii atent, prima variantă. Prietenii omului. Asta e! Mamă, ce calumea e! Stai, mă, că mai am două variante. Ia. Iată, deci a doua variantă e pup
La revedere! Asta, asta e mai... Despărțirea așa, dar mai am una care te rupe la curasau. E, na? Deci te rupe la curasau, îți face sufletul frangiu. Fii atent aici, ești pregătit? Da! Poviță, ești pregătit? Hai, bă, în viața mea am așteptat momentul ăsta, zi! A. Somn ușor, puișor! Bam! Ba. Deci nu ai simți că îți explodează lacrimile pe ochi, nu mai știu cum să scoți Batista, ești nebun la cap. Mă, te rira, bă. Te rupe! Și pe mine, eu merg pe prima variantă, dacă, dar atenție! Nu se face nimic aici. Încă o dată vă spun, aveți 5 minute să astupați groapa asta, că vine dracu cineva să bea o bere și după aia zice că am făcut cimitir aici, m-ați înțeles? Nu se face nimic. Punct. Bă, dar ăsta l-are pic din suflet în el, mă. Da, bă, stai, mă, că n-a terminat, bă. Stai, mă, nebună, bă, stai, mă, că... Nu ți-am zis tot avantajele la afacerii, bă! Care dracu avantaje, bă, că dacă stau să mă gândesc acum la ele, e o listă prilă și tufoasă numai de dezavantaje. Ia uite, mă, zi unul, bă, zi unul, acum așa am închis afacerea. Am închis-o acum, bă! Bă, unul la mână că nu iei tu decizia dacă se face aici cimitit de animale sau nu. Și doi la mână, terminați dracu, mă, că vine omul să bea o bere și în loc să vadă copăcei și verdeață pe aici, să vadă frumos, îi sare în o cruciurițele alea. Cum adică, mă, asta ia mai zi o dată, mă, de cruciulițe. Cum adică, ce cruciulițe? Cruciulițele alea care le poartă ei la gât, prințișoarele de aur. Prostul dracu care ești. Cruciile alea care vreți voi să împăziți aici cu animalele voastre. Eu ți-am dat exemplu cum ar veni de un dezavantaj, m-ai înțeles? Da, mă, dar vezi că nu gândești prea matie. Ce ai zis, mă? Ia, te-am prins în offside, da? Marele completator de integrame nu știe cuvinte. Adică nu iei toate lucrurile în calcul, nu te gândești la tot. Cum înțelegi? Fii atent, vizualizează tabloul ăsta. Vine omul aici, da, frumos la cărciumă să bea și el o cafeluță, o bărică, să mai strecoare pe acolo, un rachiucea. Își aprinde o țigară, se șeze jos, să uită mii de cruci, care nu sunt orice fel de cruci. Știi cum facem noi crucile astea? Cum le facem, mă? Hai de capul meu, cu aur, cu roz, cu panglicuțe de alea colorate, cu spectacol, mă, show! Carnaval! Rio de Janeiro! Amore! A? Nu faceți, mă, nimic, n-auzi. Bă, facem, mă, facem exact cum e ăla, mă, cum e cimitirul ăla de Maramureș, mă, cu bucurie, bahaos, ăla care are nume de sapă, de... Săpânța. Așa, mă! Deci totul viu colorat, animalele moarte, totul viu colorat, înțelegi? Spectacol de culoare, mă, băiatul, înțelegi? Carnaval! Ce vorbesc? Rio de Janeiro! Unde vă las astea, mă? Hai, noroc, Bobiță. Puneți mașina să descărcați, că voi ați plătit deja, dar ați plătit doar materialul și transportul. Nu pot să le descarc. Vom să dați și o bere? Ardile se ia împinge banii pe bere frumos așa și voi amândoi să ziceți care-i treaba cu fierătarile și cu ruginiturile alea de acolo din cărciuria. Deci alea, dacă am înțeles eu bine, nu cred că am înțeles bine, dar vrem să facem așa un fel de căsuțe pentru animale mai mari. Da, mă, dă-mi gură că explic eu. Lasă-l. Noi am luat materialele astea de la Ardile, că vrem să facem piatră cavouri de lux. Așa, mă. Înțelegi? Pentru animalele astea mai mari, când vine omul, știi, vine la cimitir și vrea să stea mai mult cu animalul și poate plouă. Așa intră frumos în cavă de lux, primește și un scaunel, că aveți scaunele, și stă cu Joana cât vrea el până joi. Ia să lăsăm muzica mai încet și avem pe fir pe doamna Rodica de la Bârlad, care întreabă cine e cretinul care a dat banii pentru fierătanii către Ardiles. Răspuns corect, eu! E Dorel, doamnă! Eu, da, știi ce am făcut? Am luat banii de ieri, de-aia am făcut la cârciumă și am dat lui Gianni. Că Gianni, dește, bă, mi-a zis, bă, banii... Să investește cu cap! Și ai câștigat o rachetă de la mine direct după capul al tău de prost, e bine așa? Stai mai mult! Eu nu pot să mai dau înapoi, că nu-i mai am! Lasă Ardiles, că ajung și la tine, stai puțin! Las-o așa! Bă, nu mă înțelegeți, vă mai zic încă o dată! Aici nu se face niciun cimitir de animale, nici azi, nici mâine, nici pe mine, nici peste 1000 de ani, m-ați înțeles? Ce, mă? Peste 1000 de ani toți mai trăiesc, mă? Ce faci, mă, pui camera, tu la vedere să te uiți dincolo, cum faci? Bă, băbiți, gândește-te așa. Gândește că oamenii vin aici să plângă după animalele alea pe care le-ai iubit. Nu vine, mă, nimeni aici, tu n-auzi că nu se face un cimitir, nu vine. Mă, mai întrerupe, că mă întrerup și-mi rup aia firul gândurilor cum ar veni. Stai un pic să zic până la capă, deci oamenii plânge, mă, înțelegi? Nu că plânge. Are cămașa pe ei, bă, e lacrimi, e durere, nu, jale maxim, înțelegi? Plângă acolo pe mormântul ăla și la un moment dat se uită în stânga sau în dreapta, depinde cum e pus mormântul. Și ce vede, bă? Ce vede, mă? Cârciuma, mă, asta, cârciuma lui Bobiță, da, e o afacere perfectă, ești de bun la cap. În ce și nea că oamenii amară, mă, în băutură. Băutură. Cine are băutură? Cine? Bobiță are băutură. Tu ai băutură, carnaval, Rio de Janeiro. Câștig, ești de bun la cap, zi, semnăm actele alea. Aici nu se face niciun cimitir de animale, punct. Ieși! Stai, mă!
te duci, mă? Păi, hai că mă duc și eu. Băieți, eu vă urez felicitări și succes. La... Ce dracu' e prost așa, mă? Păi ce-l făceam aici, mă? Îl făceam puțin mai încolo, îngropam câinele sub masă, e prost rău de tot. Ce să văd dacă n-are minte, mă? Paolo! N-ai cu cine să te înțelegi? Aici, aici. Ia, te ține așa, mai sus, mai sus. Uite, cam așa. Iese calmea tare de tot, mă. Ce vorbești, mă? Și gândești că asta e prima variantă făcută la repezeală, aceea. Dacă îți umple asta de animale, îi facem ca urile alea cu marmură, cum vrea clientul, mă. Mamă, cu termopane, cu ramă din aia albă, frumos, așa. Hai de capul. Bună ziua, băieți, și bună să vă fie inima. A venit așa în grabă să vă întreb, e adevărat ce am auzit? Și ce ai auzit? Păi, m-am întâlnit cu Ardiles care mi-a zis că vreți să faceți un cimitir de animale pe terenul ăsta. Da, mamă, iese ca lumea, cu cruci din alea aurite, cu fundițe, frumos, deci cu cavouri de lux, ca lumea de tot. Mă tem că nu se poate, dragii mei. E împotriva firii și împotriva lui Dumnezeu. Păi de ce? Cum de ce, Gian? Cum de ce? Păi ăsta nu este un teren blagoslovit. Aici trebuie să crească iarbă, copaci, flori, în vecii vecilor, amin. Acest pământ nu poate cunoaște lopata decât pentru seminția plantelor și blestematia acela care va pune animale în el. Ule, dar ce vorbe ai zis, că mi s-a lăsat cu furnicături pășirea spinării, așa de... Așa și trebuie, Dorele. Cu lucrurile astea nu-i de glumit. O, Doamne! Ce? Ce s-a? Terenul ăsta este blestemat. Și dacă îngrop ceva aici, spiritul animalului, sufletului, rămâne agățat în blestem. Ma. Și nu vrei asta, nu? Nu, Doamne, ferește, cum să vreau. Păi și nu se poate zice o rugăciune, o ceva, să-i scoate malea din el, de... O clipă, Gianni. Din păcate, nu. Blestemul este foarte puternic. Era... Și dacă simte că vrei să-l rupi, se întoarce împotriva ta de 1000 de ori mai vârtos. Ma. Dacă îngropi un animal aici, spiritul lui blestemat, ham-ham, miau-miau, chiț-chiț, îl va bântui în vecii vecilor pe cer care l-a îngropat. Mamă, eu nu vreau să fiu posedat, mie nu trebuie. Bântuit, nu posedat, e o diferență. Mă, și tu mai atent, nebunule. Da. Dar da, Dorele, da. Groaznice vor fi nopțile celui care va pune ligioană în pământul ăsta, căci nu va avea somn. Ham, ham, miau, miau. Chischi. Ma! Eu mi-am făcut datoria, acum voi faceți ce știți, dragii mei. Zi bună să aveți. Doamne ajută. Doamne ajută. Ce Doamne ajută, Gima? Mamă, deci mie nu mai trebuie nimic, deci eu nu mai fac nimic, Gianni. Da, nu mai mă, gata. Doamne bună, ți-ai luat acum. Nu mai trebuie. Bă, ascultă-mă puțin, mă, dar nu știe terentă toate rugăciunile. Poate a uitat-o că pe aia care m-ar veni ne scapă de blestemul ăsta. Da, uite, nu se poate. Nu se poate. Și cu ăsta ce face, mă? Nu știu, mă interesează. Ia uite, mă, băiat, îl lăsăm așa? Da. Ce faceți, mă, băieți? Ce să mă... Nu mai faceți cimitir de animale? Nu. Păcat. Păi și cu câinile ăsta ce faceți? Ce să... Deci, lasă-mă că se recompune imediat de la căldură, de la imediat îl ia... Bă, tu nu e sănătos la cap, se descompune, nu se recompune, că asta e ce a Eminescu în poezia. Azi îl vedem și nu e cum ar veni, adică scăpați de el că vine dreac căldura și începe să miroase aici, alegi de vomit toate mațele din mine. Și unde să-l duc, mă? Îl duci frumos la maică ta în Australia sau unde vezi tu cu ochii, îl pui sub pat, îl pui la tine în curte sub corcodul, ce-i treaba mea? Ia-l de aici și du-l. Și fii atent, că sunt băiat bun, dacă mă scap de el cum ar veni repede, am un pachet cu 8 țigări în el, e al tău. Da, bravo, uite mai așa să faci afacerile. Păi dă pachetul. Nu acum, că nu sunt prost, nu m-am născut astăzi cum ar veni. Deci frumos cap de câine și după aia vii și dau pachetul de țigări. Imediat, șef. Imediat, hai. Mă duc să îngrop băiatul. Nu mai zice să îngrop băiatul, că te-au de dracu cineva și înțelege altceva, hai. Și cu tine am multă treabă. Ce, mă? Fii atent. Am frumos acolo sub tejghea, dacă mai ții tu minte, niște pachetele cu niște semințe de flori, frezie, panseluțe, ortensii, tot ce. Alea ni le-a dat anti Elvira când am deschis aceea, mai ții minte? Aha. N-am avut timp să le pun, că m-am luat cu una, cu alta și cu tâmpenile tale. Da. E păcat de gropile astea că e făcută. Mai faci una aici, una aici, una aici. Și pui semințele astea, se facă frumos, mai înțeles? Acum, mă, că vreau să mă întind. Păi când acum, dacă nu acum, acum că e gropile făcute, ce vrei să pui în ele? Vrei să pui căi și pisici să te bântuie după aia fantomele lor? Nu vreau, mă! Păi vezi? Nu. Hai, tăci cu aceste ele.